v-a sculat de dimineață. Vreau să vă spun satisfacția pe care o avem cu toți aici la secțiile de votare, că apelul nostru la cetățenii care doresc să-și exprime dreptul de vot să vină cât mai de dimineață la secțiile de votare a fost într-adevăr urmat. La ora actuală avem deja un număr important de oameni care așteaptă, iar procesul de votare merge foarte bine. Am văzut și pe rețelele de socializare aprecierii în marea lor majoritate în legătură cu modul exemplar în care funcționează măsurile de fluidizare a alegătorilor și în același timp cu păstrarea tuturor condițiilor legale pentru ca votul să se desfășoare în cele mai bune condiții. Cei care doresc să vină la Paris ca să voteze, mă refer inclusiv la mine, trebuie să înțeleagă foarte bine că având în vedere dorința mare a celor care sunt aici de a vota, trebuie să înțeleagă că orice om care vine de acasă unde putea vota foarte bine la Paris ca să voteze, de fapt, privează un alt român din comunitate de a-și exercita votul. Din calculele pe care le-am făcut, rezultă că, în mod normal, cu această organizare, cu toate măsurile, ar putea să voteze toți cei care se prezintă la vot. Dacă în 2009, cu 5 ștampile, au votat la Paris, într-o singură secție de votare, 3.800 de oameni. Astăzi, prin măsurile organizatorice care s-au luat, două secții de votare, 14 ștampile, comisiile sunt complete, a trebuit să ne ducem undeva până pe la 10.000 de oameni fără niciun fel de probleme. Sperăm ca toată lumea să-și poată exprima dreptul de vot. Mulțumesc încă o dată tuturor care au participat. Nu, pentru că v-am spus de ce. Nu cred că noi trebuie să venim ca să votăm aici, putem vota în țară și să lăsăm oamenilor de aici posibilitatea să voteze. O să ieșiți în stare să vă întâlniți cu oamenii care stau la pară? O să mă întâlnesc și cu oamenii, nu pot să mă întâlnesc cu toată lumea, după cum ați văzut, o coadă mare, dar să mă întâlnesc și cu oamenii care, în special cu observatorii care cunosc foarte bine problemele cu care se confruntă oamenii. A v-a surprins numărul mare de oameni care au venit de dimineață să voteze? Da, și mi-am dat seama cât de eficient este mesajul pe care l-am transmis și eu de la București, dar și ambasada de aici pe toate rețelele de socializare, pentru că are un impact deosebit. E un număr impresionant de mare, sunt mai mulți la ora actuală decât erau în turul întâi, în seara zilei când s-au petrecut problemele legate de imposibilitatea pentru unii să-și exercite dreptul de vot. Deci cred că e un lucru foarte bun pe care l-am făcut. Iar funcționarea, puteți să întrebați pe toți cei care ies în secția de votare, funcționarea cu noile măsuri este ireproșabilă și doresc să mulțumesc sincer tuturor celor și colegilor de Ministerul de Externe, dar mai ales tuturor celor care reprezintă partidele politice și fac o treabă extraordinară în secția de votare. Le doresc doar puterea de a rezista până la ora 21, ca să meargă în același lit. În concluzie, să mergeți la București să votați, nu mai votați. Nu, eu oricum merg la București, dar încă o dată vă spun, nu cred că eu trebuie să iau un minut și jumătate sau două în care unul sau doi români ar putea să voteze aici. Aveți semnale de secții descompletate care nu funcționează la capacitate maximă? Trăgeați un semnal de alarmă în sensul să apele la Londra? Pentru moment, nu. Ultimele două zile a fost o operațiune foarte serioasă de completare. Și vreau să subliniez că absolut toate partidele politice, chiar și cele care nu mai au candidați în cursă, au făcut dovadă de bună voință și de dorință de a ajuta acest proces. Dacă toți suntem la această parte, ar vrea să recomand tuturor celor care eventual s-ar putea simți descurajați de numărul mare de oameni care sunt în coadă, să încerce să voteze și la alte secții. Cea mai apropiată secție este la Nancy, unde la ora actuală nu există niciun fel de coadă, deci cei care doresc cu adevărat să voteze și pot să facă acest sacrificiu, pot să se ducă acolo, mai ales că este un oraș superb, leagănul Art Nouveau care s-a creat în Franța și care e bine cunoscut și în România. Ce informații aveți de la celelalte secții, de la München, Londra, în Spania, unde a fost? Nu am intrat încă în legătură cu lui și tocmai de aceea mă duc acasă pentru a supraveghea în continuare procesul de votare. Vă mulțumim. Vă mulțumesc și o zi bună.